În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, întâmpinăm astăzi două lucruri deopotrivă. Întâlnirea cu Vechiul Testament și iată, în plină epocă de proroci, iar astăzi sărbătorim sărbătoarea Sfântului Ilie Tezvitean, cel din Tezvi, răpit de înger în carca de foc la cer și care n-a gustat moartea pentru evlavia și puterea și credința și mărturisirea care a avut-o față de Dumnezeu Savaot sau de Dumnezeul Israel, Dumnezeul Vechiului Testament, în perioada istorică a regelui Ahab și a împărătesei Izabela, închinători la idolul Baal. Prorocul Ilie, ca și Isaia, ca și Ezechiel, ca și Ieremia, fac parte din profeții mari. El este numit și liturgistul Vechiului Testament, pentru că în momentul în care vom citi cu atenție pasajul biblic al Vechiului Testament despre jertfa din muntele Carmel, vom vedea că acolo s-a zidit un altar făcut din patru pietre mari, simbolul celor patru evangheliști, apoi 12 măsuri de apă, cuvântul Evangheliei, prin Sfinții Apostoli, apoi s-au pus lemne pe jertfelnic, simbolul mucenicilor, și în cele din urmă s-a așezat carne de jertfă, iar Ilie a spus: popilor a lui Baal, adică închinători la idoli, strigați la Dumnezeul vostru să mispui această jertfă ca poporul să creadă în Dumnezeul vostru. Și au început cei 400 de preoți, popii idolești, să se roage cu putere și cu tărie, iar Sfântul Ilie râdea și mai tare, că Dumnezeul vostru doarme și n-aude. Și mai tare, poate Dumnezeul vostru e preocupat cu altceva și nu e atent la voi. Și mai tare, poate că nu e acasă. Strigați și mai tare, zice, poate e surd. Dar de fapt ce făcea? Repeta cuvintele psalmistului David din psalm: ochii au și nu văd, urechi au și nu aud, gura au și nu vorbesc, picioare au și nu umblă, mâini au și nu lucrează, nu se mișcă. Deci erau simple pietre, simplu aur, simple metale, simple închipuiri de minți omenești, pe lângă Dumnezeu Savaot, Cel care făcuse cerul și pământul. În perioada respectivă, atât de mult se rătăcise lumea și atât de greu căzuse în elementul acesta idolatru, care avea două elemente super plăcute, deci toate popoarele acestea cananee aveau obiceiurile acestea ale desfrâului, iar cultul liturgic era chiar desfrânarea în fața zeului și era ceva super, adică nu mai era nevoie de rușine, de morală, de bun simț. Și atunci profetul Ilie s-a supărat, a făcut rugăciune către Dumnezeu și a încuiat cerul 3 ani și jumătate să nu plouă, după cum spune și psalmistul: făcutul s-a cerul ca rama și pământul ca focul de desubt. Deci această caniculă pe care noi o vehiculăm la știrile de dimineață și de seară și ne pregătim să nu ne topim, atunci era înzecită, pentru că în zona Ierusalimului și în zona respectivă e mult mai cald și acolo nu mai este vegetație cum avem noi, iarbă, pom și așa mai departe. Și când se înfierbântau pietrele alea, crăpau vacile, dobitoacele, păsările, plângeau pruncii, țipau animalele, se văitau bătrânii, tinerii. Deci era o jale și o urgie pe care o găsim în rugăciunea de ploaie, adresată către Dumnezeu și către prorocul Ilie, atunci când facem rugăciunile de dezlegare a ploilor. Ce ar trebui însă să știți, Ilie nu s-a înduplecat. Tot Dumnezeu a fost Cel care a trebuit să-L facă să înțeleagă taina acestei împietriri. Și ce a făcut? A slobozit o foamete atât de mare și atât de mare sărăcie, că de acum murea și proroc.
Adică i-a luat îngăduința harică de a trăi din puterea Duhului și l-a lăsat să trăiască pământește, să-l facă să simtă pe propria piele ce înseamnă să n-ai darul lui Dumnezeu și să mor de foame. Și s-a dus Ilie la o văduvă din Sarepta Sidonului, deci ceea ce știți și nu-i ceva nou, și acolo aceea avea o măsură de făină și un pumn de făină, asta înseamnă o măsură, probabil un sfert de kilogram. Și avea într-un ulcior nițelul ei. Și i-a zis prorocul, fă-m să mănânc. Păi e singura ce mi-a mai rămas și am un copil care aș vrea să-l hrănesc, să nu moară. Pune și fă-m să mănânc. Și în clipa în care a frământat uleiul și făina și a făcut azimile turtele respective, făina nu s-a mai terminat niciodată din căușul respectiv și uleiul din ulcior. Dar văzând Dumnezeu că Ilie tot se împetrește, l-a smerit direct prin comportamentul umil al văduvei. A lăsat să-i moară fiul. Și atunci, văduva a venit cumva la Ilie și i-a zis, te-am primit în casa mea, te-am hrănit din ce n-am avut. Ce fel de proroc poți să fii tu înaintea lui Dumnezeu dacă ai făcut una ca asta? Și s-a rușinat Iliei, că ești ca în zilele noastre, când ai un nume bun și cineva spune, nu, bă, ăla e un golan, stai liniștit, te simți jignit, atins în orgoliu. Și Ilie, omenește, s-a simțit atins, dar știa că nu e vinovat. Dar ținea la dreptatea lui, era el sigur că numai ce face el e bun. Și atunci se aude o vorbă venită din Duh și de la Dumnezeu. Ilie, Ilie, mai sunt 7.000 care se închină mie. Deci mai erau drepți pe fața pământului, neștiuți de profetul și care Dumnezeu îi știa, pentru că El cunoaște toate tainele și rărâmchile și adâncurile. Și atunci s-a îndoit Ilie, v-am spus, s-a dus la acea jertfă pe Carmel despre care am început. Și când a văzut că popii nu pot face nimic, a spus așa, acum am să mă rog eu și voi stați deoparte. Și când a ridicat Ilie mâinile la cer, semnul epiclezei, liturgiei creștinești de astăzi pe care noi o să mărșim în biserică, și a invocat puterea lui Dumnezeu și s-a vărsat Duhul Sfânt, în jurul șanțului a dat ordin profetul Ilie să toarne apă, apă multă, apă multă, să fie șanțul plin cu apă. S-a coborât foc din cer și a mistuit și jerfa, ars și lemnele, ars și pietrele și apă ardea. Deci iată ce putere are Duhul Sfânt. Deci ce se petrecea de fapt acolo? Se petrecea sub ochii profetului Ilie o taină mistică de pierdere și topire a materiei așa cum aș fi fost creată din nimic, transformându-se în nimic. Totul se prefăcea în inexistent, în cenușă, totul dispărea. Și atunci aceia s-au cutremurat, dar Ilie nu s-a lăsat copleșit. El știa că aceste minuni sunt frecvente. A pus frumos mâna pe un cuțit puternic, cum îl vedeți prin icoane pictat, dacă vă uitați pe aici prin biserică, și i-a dumicat pe toți frumos, dar s-a ascuns de frica Izabelei și a lui Ahab, pentru că de acum avea direct legătură cu împăratul și cu împărăteasa, pentru că s-a atins de partea lor cultică și sacră, idolatră. A mai stat o vreme la pârâul Cherit, unde tot Dumnezeu i-a arătat bunătatea și a trimis un corb să-i aducă pâine și carne să mănânce, ca să nu moară de foame. Și noi lucrul acesta îl întâlnim și în zilele noastre. Dacă am citit vreodată în viața Sfintei Teodora, că niște călugări îmbunătățiți vedeau mereu cum păsările vin la trapeza mănăstirii, ridică cojile de pâine de unde erau aruncate în tigaia de dat la resturi la păsări, și zburau cu ele. Și a zis, măi, semn să fie ăsta. Dar unul din călugării bunătățiți a spus așa, nu-i nimic. Uite ce zice, ei zboară spre munte. Tu rămâi la trapeză când vin, eu mă sui mai la departe pe Tepșan, eu mă duc și mai departe și să încercăm să depistăm cam unde s-ar putea duce, că aici trebuie să fie ceva. Și în momentul când s-a înserat într-o seară și au trecut păsările cu coș, ei n-au putut să identifice exact locul unde s-au lăsat,
Pentru că nu era ca acum, cu indicator, cu asfalt, cu mână curentă. Vă dați seama, când se spune Munții Sihlei, era vorba de o smidă din aia, pom lângă pom, copac lângă copac, prin care nu trece nici ursul, nici mistrețul, nici animalul mare, merge numai pe hățac, cum se spune, drumul, cărarea cerbilor, cărarea porcilor, așa, numai mici hățișuri. Restul nu intra picior de om. Era o stare de natură virgină acolo, pusnicii trăiau ca în sânul lui Adam. Acum pusnicul are antena releu, îl găsești rapid, nu trebuie să te chine. Și când s-a înnoptat, ce a văzut călugării respectivi? Săbii de foc la cer. Și s-au apropiat după umbrele focului și au descoperit odorul cel neprețuit, floarea cea duhovnicească a Moldovei, Sfânta Teodora, care se ruga pe o stâncă pe care voi mai vizitați și luați apă din căușul ăla pentru ochi, pentru boli și așa mai departe. Și când au văzut la ce măsură este, s-au spăimântat. Și apoi, și așa mai departe, fără să intrăm în alte amănunte, a demonstrat istoria că și cu 7.000 de ani înainte, și cu 3.000 de ani în urmă, și cu 2.000 de ani după noi, vor exista și vor fi modele de sfințenie creștină și modele de sfințenie divină, atât cum spune profetul David, cât de bun e Dumnezeul lui Israel celor drepți la inimă. Sau cum spunem noi în rugăciunea de la ceasul 6 sau la ceasul 1 seara, n-am exact amintirea. Luminează, îndreptează calea mea înaintea ta. Deci calea noastră trebuie să fie calea lui Dumnezeu. De aceea a spus Hristos, eu sunt adevărul, calea și viața. La un moment dat, același profet Ilie, dornic să-L vadă pe Dumnezeu, s-a suit la fel în munte ca să se întâlnească cu El, dar nu L-a putut vedea față către față, ci L-a văzut în adiere de vânt. Adică i-a simțit boarea, mireasma, puterea, liniștea, pacea. Alea se cheamă extaze sau uimiri. Dar, pe lângă acest lucru, tot în vremea respectivă, și aici, așa spune învățătura biblică a Vechiului Testament și cursul chiar de Vechiul Testament, făcut de specialiști, cei care au studiat Biblia și au lăsat arheologia biblică, profetul Ilie nu a scris nimic. El a fost un profet care a trăit, dar a rămas în trăirea populară a Vechiului Testament atât de amprentat prin ceea ce a făcut și prin modul lui consecvent de a fi profet și de a mustra fără de legea, încât cartea lui nescrisă este doar numele lui. Nu găsim ca la Isaia, nu găsim ca el la Ieremia, nu găsim ca la Ezechiel. Nu, el n-a scris nimic. Și nici Elisei, ucenicul lui, nu s-a apucat. Scrie doar ceva la 1 regi, 2 regi, 3 regi, 4 regi. Amintește de profetul Elisei cum și el a vrut la rândul lui și a zis, când te vei sui la cer, să-mi dai darul tău înduit. Și când a venit să-l ia căruța cu cai de foc să-l răpească la cer, i-a aruncat cojoc. Și a luat darul îndoit, pentru că în momentul în care a lovit Iordanul s-a despicat și a trecut ca pe uscat. Deci, acestea sunt taine și minuni care nu țin de mintea omenească. Și vă spuneam și altă dată. Degeaba-i vorbești unui om sătul de carne și de băutură. Sau sătul de viață și de plictis. Sătul de bani și de tot ce-i trebuie, stai să-i povestești lui cu ce se ocupă profeții și sfinții, pentru că el știe ce spunea, basme mă de la popi ca să te țină în frâu, să nu iei razna. Cine mai poate crede prostiile astea astăzi? Ei, aflați că aceste prostii toate au fost adevărate. Aflați că aceste lucruri toate s-au petrecut a Evea. Aflați că aceste lucruri, la vremea lor, cutremurau umanitatea, pentru că erau lucruri rar neîntâlnite. Iar pentru că oamenii astăzi au o rațiune bolnavă și înghețată de cultul științei personale și a eului personal, au găsit răspuns la toate. Și de ce s-a secat Iordanul și s-a oprit, când a trecut Iosua Navii, s-a prăbușit undeva o stâncă. Și de ce s-a despicat Marea Roșie, era un reflux și au trecut pe marginea mării, dar arată clar învățătura dogmatică că prin mijlocul mării a despărțit-o Moise, dar ei dacă nu erau de față, au crezut că e pe o latură, prin paptă.
Interesant e că acel reflux a făcut, deci e taină, ca Moise să treacă uscat și neudat, iar faraon să se nece, cum boala suntem neci la țăr, că l-are pe calc în animalul în notă. Sunt întrebări logice, dar sunt pentru oamenii logici. Și în felul acesta, când Ezechia s-a îmbolnăvit și s-a rugat cu fața la perete, un alt împărat din vremea lui Isaia, soarele a stat în loc. Îți dai seama, ia să ieșim noi să ne rugăm să stea soarele mai mult la amiază. Îți trebuie o trăire oarecare. De ce v-am spus lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că acești profeți pe care vom auzi, Avacum, Naum, Sofonia, Gheu, Ioel și așa mai departe, Samuel și toți care mai sunt, Ieremia, Isaia, au fost păzitorii Vechiului Testament și a legii lui Dumnezeu cu strictețe în momente în care poporul lui Israel, în lupta cu popoarele cananee, ajungea în rătăciri, se întorcea la adevăr. O lua iurea, venea la adevăr. Dar prin cine? Prin profeți. Profeții vesteau urgiile și nenorocirile care au să vină. Și dacă ne uităm, ne mai aducem aminte și de prorocul Natan, care l-a mustrat pe David. Ne aducem aminte de împăratul Solomon, care a luat-o și el pe arătură, fiind cel mai înțelept om al vremii, că a cerut de la Dumnezeu înțelepciunea, nu bani, averea și puterea, dar având înțelepciunea, le-a dobândit pe toate, încât au venit toate popoarele Pământului să-i se închine. Îl mai vedem pictat pentru la biserici, între profeți. De ce? Pentru că spre bătrânețea dumnealui, după ce a scris cântarea cântărilor, acele cântări de nuntă frumoasă și de veselie și de măreție, pentru că avea vreo 600 de mirese și crăiesă, s-a apucat și a scris Eclesiastul, care însemna pocăința, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune, deci și-a dat seama că la nimic nu folosește. Și așa fac și creștinii noștri, când îi lovește un necaz sau o boală incurabilă, la Părinte, toți suntem păcătoși, dacă erai pe 7 cai, nu erai păcătos. Fii smerit când ești sănătos, nu când ești bolnav. Pentru că boala n-aduce smerenie, boala aduce pocăință, smerenia vine din lucrare. Și apoi a mai scris pildele lui Solomon, acele învățături incontestabile care la orice oră și zi din noapte le-ai citit, sunt autentice, parcă astăzi ar fi scrise. De ce? Că sunt insuflate de puterea Duhului Sfânt și ne sunt nouă mărturie pentru atunci când greșim cărarea cea dreaptă și ne abatem din cărările mântuirii. Acest profet Ilie, despre care mulți știu sau mulți l-au șiere, deci ca să vedeți până unde duce prostia umană, l-au șieretizat la un moment dat. Au făcut din Sfântul Ilie un proroc de care să-ți fie rușine să spui că crezi în el și că îl respecti. Și mai acum vreo 10-15 ani se formase un fel de, nu știu, cât a fost adevăr, cât a fost mit, cât a fost realitate, secta turma lui Ilie. Deci un fel de creștini sau eu știu cine erau și cu ce se ocupau, dar reușise să-l coboare pe Sfântul Profet din puterea lucrătoare a Vechiului Testament și din apărătorul poruncii iudaice, a păstrării Pentateuhului, ca să spunem așa, că toți au păstrat primele cărți a lui Moise, aia a fost esența Sfintei Scripturi și temelia legii vechi. Și începuse beata lume să ferească, era rușine să spună că îl cheamă Ilie, era rușine să spună că biserica are hramul cu Sfântul Ilie, o vezi că e din turma lui Ilie. Tot felul de tâmpiți. Dar profetul a fost cu adevărat omul lui Dumnezeu prin faptul că de mic la naștere tatăl său Sadoc l-a văzut îmbrăcat în flăcări și îngerii hrănindu-l cu foc. Adică atât de mare râvnă avea acest copil din pântecele mamei lui când a fost zămislit, să fie ales de profet, să fie menit pentru a fi profet. Exact cum a fost și micuțul Samuel, cel care l-a născut Ana lui Elcana, când se ducea Ili, era bătrân, stătea într-un jilț acolo și el ca arhiereu și clocea timpul. Ana se ducea și se ruga la ușa Sfintei Sfintelor sau în pridvorul templului, nu știm exact unde era locul femeilor,
Și tot striga, și tot striga, și tot striga, și este o cântare a Anei foarte frumoasă în Sfânta Scriptură, trebuie să mai citiți și pe Vechiul Testament, că e impecabil de frumos. Închideți și telefonul mobil să nu deranjeze. Și în momentul în care Ilie a văzut-o cu cât foc se roagă, îi spune: ce te rogi, parcă ai fi beată? Dar Domnul a ascultat rugăciunea ei și a auzit glasa: Anu, Anu, rugăciunea ta a ajuns la mine. Și s-a născut marele profet Samuel, care a fost mare între proroci și mare între profeți și a vorbit cu Dumnezeu față către față. Căderea noastră a creștinilor nu este vechimea religiei sau trecerea timpului, este depărtarea noastră de Dumnezeu. Știți cum era dialogul în Vechiul Testament? Poruncește, Doamne, robul Tău ascultă. Așa grăiește Domnul. Așa a zis Domnul. Domnul a spus. Sunt sute de mărturii de repetiția acestei fraze prin care Domnul grea direct poporului. Azi greșeai, azi te pedepsea, azi greșeai, azi te ierta, azi te pocăiai. De aceea și David, profetul, spune: astăzi, dacă ascultați glasul Domnului, nu învârtoșați inimile voastre. Deci, trebuie să te pocăiești în clipa în care ai greșit și te-a mustrat conștiința. Nu s-o culci și când nu mai ai, s-o cauți. Că așa se explică faptul, și aici trebuie să țineți cont de acest lucru, că în Vechiul Testament veneau pedeapsa cu bube, pedeapsa cu lepră, pedeapsa cu moartea. Citiți un pic acolo să vedeți ce s-a întâmplat în popoarele cananee când s-au atins de sicriul legii. De frică l-au pus pe un car cu juniți și au dat drumul să ducă, și-au dat seama că a pus focul în capul lor. Și știau, bă, ăsta e Dumnezeul lui Israel. Așa de respectat era Dumnezeu. Pe când astăzi, cu foarte mare ușurătate, avem evangheliști mai mulți de 4, avem apostoli mai mulți de 12, avem învățători, sau cum spune, Biserica Apostolică Pentecostală, Biserica Apostolică Iehovistă, Biserica Evanghelistă, nu știu care. Deci, împărțim noi Duhul Sfânt după inteligența minții. Precând Duhul Sfânt a venit în chip de limb ca de foc, într-un foișor de taină, peste cei 12 apostoli, i-a umplut de Duhul Sfânt, printrânși lumea a luminat, făcându-i din pescar de pești, pescar de oameni, dar toate sub rânduiala și sub puterea Duhului Sfânt. Eu v-aș mai spune despre Sfântul Ilie încă o grămadă de povestioare, că le știu toate din Scriptură, că le-am făcut și la școală. Dar vreau să vă strânesc curiozitatea și când ne întâlnim data viitoare, să-mi povestiți voi tot ce ați citit despre profetul Ilie din Sfânta Scriptură și să vedeți ce putere are el și cât este de vrednic și de plăcut înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu negociază cu el. Bă, Ilie, bă, moare, bă, poporul de foame, înțelege, bă, și tu, nu mai fi atât de absurd. Ascultă, dacă pe tine nu te doare inima de ei, pe mine mă doare, că i-am creat. Și l-a convins Dumnezeu pe Ilie că trebuie să lase și să îngăduie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, a răului și a binelui paralel, ca să facă omul distinția prin liberul arbitru și nu prin pac. Și care ați mai fost pe la Ierusalim cu ajutorul lui Dumnezeu? Ați văzut în Valea Hozevei, acolo la schitul Sfântului Ioan Iacob Hozevitu, că deasupra bisericuței este peștera în care a stat Sfântul Ilie Tezviteanu când a fost ascuns de frica împăratului păgân. Dar de ce vreau să vă spun lucrul acesta? A fost om ca noi, a mâncat ca noi, a trăit ca noi, dar a trăit cu Dumnezeu. Singurul lucru care ne face să ne amintim de profetul Ilie este puterea cu care biciuiește păcatul, este puterea cu care biciuiește minciuna și necredința, idolatria și mizeria sufletească, era total împotriva idolatriei, dar mai mult decât atât împotriva neadevărului, pentru că nu suporta ca cineva să fie credincios și să fie duplicitar. De aceea și pedeapsa lui Ilie a venit
în așa măsură peste popor, încât s-a legat cerul să nu plouă și să piară toată lumea de foame. Să nu uităm că cei care poartă numele de Ilie nu trebuie să fie vrednici numai la a se mândri cu numele, ci vrednici la a se mândri cu faptele. Și nu trebuie să fie mândri că îi cheamă Ilie, ci trebuie să aibă viața Sfântului Profet Ilie. Nu o să se urce cu căruța de foc la cer, dar pot să se urce cu ceaslovul, cu psaltirea, pot să se urce cu acatistierul, pot să se urce cu împărtășania, cu spovedania. Adică să căutăm în toată vremea și în tot locul să dăm slava măreției lui Dumnezeu. Și cel mai mic eveniment de astăzi, poate neînsemnat în mintea dumneavoastră, este bisericuța mică din ogradă, cea în care intrați zilnic cu prunce și îi împărtășiți sau ascultați molifta când vă spovediți și mai stați de ploaie când vii lene în biserica mare că e prea cald, poartă hramul acestui mare profet Ilie Tezvitean. Și atunci mănăstirea a binevoit ca cinstind sărbătoarea să aducă și o mică jertfă ca o filantropie, o felie de pâine sau o sarmală sau o felie de cozonac, ca un respect a simbolului, cum corbii cărau de demult pâine și carne și hrăneau pe profetul, așa și profetul de ziua sărbătorii lui îi roagă pe credincioșii care sunt de față să guste o fărâmătură din bucatele acestea și să dea slavă lui Dumnezeu și să binecuvinteze în mintea lor cu Tatăl nostru pe cei ce le-au făcut, s-au chinuit să le aducă, să le pregătească și să le pună înaintea voastră. Amin.